Primarul Dominic Fritz și-a depus dosarul pentru dobândirea cetățeniei române la Autoritatea Națională pentru Cetățenie. Acesta a venit pentru prima oară în România la vârsta de 19 ani. Adevărul este că de mult mă simt unul de-al vostru. Să am și un pașaport românesc va fi confirmarea oficială pentru un fapt simplu. Cu bune, cu rele, cred în România și în potențialul său. Iubesc această țară și vreau să-i croiesc soarta împreună cu voi toți, a transmis primarul Dominic Fritz. Acesta a mai adăugat și faptul că se simte un om liber printre alți oameni liberi.